atât lansetele, cât și mulinetele, cât și firul mi-a fost pus la dispoziție de către magazinul Doi Pescari. O lansetă Delfin Magma Legend 4RY Method de 360, Delfin Mystix Impuls se numește. Tot o Delfin Magma, Reaxe Legendary 4RY de 360, Calmo 7T. Hai. Dacă vrei să apar la cameră, tragi mai bine și te scot. Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul Cu și despre pescuit în Delta Dunării. O zi nemaipomenită de noiembrie, este chiar 1 noiembrie. Am ieșit la pescuit, am ieșit cu cele două combo de la Delfin, care le-am folosit la acea partidă minunată de pescuit pe Lidkov din barcă, dar de data asta am venit cu ele să pescuiesc de pe mal. Am pus lansetele la apă, pe una am viermuș, pe una merg cu pelete, deocamdată, după aceea știți că eu le mai schimb, le mai amețesc. Am prins deja un morunaj frumos, așa, la vreo 30 și ceva de centimetri, să vedem ce va fi în continuare. Rămâneți aproape, vizionare plăcută! Ieri am fost la pescuit și pe această zonă erau doi cetățeni, probabil soț și soție, cu un duster de galați. Când au venit, au putut să-și care ce-au avut nevoie în mașină, dar la plecare n-a mai avut loc. Au lăsat punga aici ca să vină altcineva să le-o strângă. Vă dați seama că la plecare am să o iau. Da, vi se pare normal așa? Justo. Efectiv am scos-o că vreau să pun nadă. Ori s-a agățat chiar când am mișcat, ori stătea acolo pe burtă. În clipul de astăzi vom avea și doi mici pescari, dar cel puțin pe unul dintre ei am văzut că stăpânește tehnica feeder. Și ei, cu acceptul tatălui, au dorit să participe la realizarea acestui clip. Vă prezentați? Salut, eu sunt Radiș. Adrian, bravo! Și suntem frați! Sunteți frați! Bravo! Hai să vedem ce facem astăzi. Ce pești reușim noi să prindem, da? Ba da! Ia să vedem ce a prins Adrian. Un morunaș mai mult ca sigur. Un morunaș. Plătică! O plătică! Bravo! E bine până acum. Păi da. Mai avem unul, dar stă tatăl nostru. Nici eu n-am știut că vă găsesc, că dacă știam... A prins? Cred că m-a făcut. Ori aveți ceva mic? Nu. Nimic? E mic nimic. M-a făcut. M-a făcut. Ui, deja îmi trage. Și acum am aruncat-o. Acum mi-o tras. Uite, drin. Iar își vrea trage ceva, dar mic. Îmi place că nu folosești clopoței. Nu. Niciodată. E cel mai enervant lucru să pui clopoțe la feeder. Asta e frumusețea la feeder. Exact. Trebuie să fii lângă el și să-l înțepi. Așa de pui clopoței n-are niciun farmec. Eu nu-s cu clopoței.
a stat odată lângă mine cineva și avea clompoței la lanset. Și noaptea în zornăiau în creieri. Toată noaptea îmi făcea cling, 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 toată ziua. Că nu-i dădea jos deloc, nici când scotea degeaba, nici când... Efectiv a zornăit toată ziua. Odată l-au găsit, odată nu. Acum l-am prins. Este plătică. O mică plăticuță. Opa. O mică plătică. Ai văzut cum o întins-o? Bine, cataraman, fulgura, panini, o jumătate de oră pești nu mai trage. Da, așa este. Dar trebuie să scoatem juvelnicele, că o să ni le ia. Hai să o scot și eu pe asta, că dacă a tras... Poate e prins, ori nu mai aveți vierni. Ori e prins, ori... Eu zic că e prins. Este, este. Este un prag? Nu. Este pește. Este pește, da. Ce este? Oare ce este? Un morunaș. Un morunaș. Uite ce frumos e. Da, frumos. Hai să scot să verific. Oare de ce nu-mi trage mie? Mie cârligul mi-e gol. Aia era cauza. E, ai văzut? Și la cârligul gol nu vrea să tragă. Nu. Era bine de trăgea. Da, morunaș frumos. Uite-mă, acum îmi dau seama cum trebuia pus, că mă tot gândeam cum trebuie pus ca să îl țin așa, dar acum mi-am adus aminte. Ce anume? Pun capacul de la ăla pe colțurile mele de la căcan. Da. O sta pești înghesuiți în apă, dar ce să facem? L-am prins. Și mai frumos. Da? Da, e frumos. Hai să vedem. Ai reușit să prinzi un morunaș? Sper! Ce morunaș frumos! Da! E superb! Frumos. O veni și până la urmă și morunașul. Ai văzut? Dacă perseverezi. E mai frumușel. În sfârșit prima captură. Prima captură de juvelnic. Te-am așteptat mult și bine, mă. Uite așa. Nu? Cred că am avut trăsătură și la pelete, că văd că e slăbită. Dar nu eram atent. Probabil o să văd în filmare cum a atras. E bine așa, nu? Sau... Probabil a atras când filmam la tine. Ce să facem? Așa o să rămână. Da. Nu prea-mi doresc să stea așa, da? Ne mulțumim! Uite, m-a aruncat în oare. Da. Oamenii. Du-o și pune o remorcă. Că în remorcă... Nu-i frumos să... Le pun în... Nu-i frumos să stricăm natura. Așa este. O pun aici, de acolo la final. Așa, o iau, sigur că o iau. Nu-i frumos. Așa este, Adrian. Dar ce să facem, dacă sunt needucați? Și erau oameni destul de în vârstă, deci nu puteai să zici că, bă, sunt niște tineri zurbagii sau îmbătați și nu știu ce au făcut. Da. Nu-i frumos. Oricum,
oricine a făcut așa ceva, nu-i frumos. Opa, viermușii? Da. Se acționează viermușii. Și? A prins? Poate că da. Poate că nu. Eu sper că ați prins. Aveți ceva. Este ceva. Este. Este ceva, Adrian. Este frumos chiar. Îți bate frumos. Da, este. Un mărunaș. Oh. Super mărunaș. Oh, cel mai mare ăsta. Superb. Da, frumos mărunaș. Nu, cum vine ăsta? Invers. Iartă-mă un pic, dar te poți uita, te rog, ce am în vârf? Imediat. E încălcit oare? Imediat. Că nu-mi dau seama. Da. În ce parte, ca să... Stai, dă-i drum, lasă firul puțin mai slab. Gata. Mulțumesc. Pentru puțin. Opa. Iar aș vrea să... Iar vrea să fie peștele celebru. Peștișorul de aur. Da. Hai. Dacă vrei să apar la cameră, tragi mai bine și te scot. Hai, ce bine o tragi, dar n-am fost eu. Nu cred că am prins nimic, dar speram să fi prins. N-am prins nimic. Data viitoare. Data viitoare. Viermi, cumus. Viermi buni, nada bună. Hai să dăm înapoi. Ia să vedem, se pare că e mai... Mai bine asta. Da, mai bine. Hai că poate încep să crească. Doamne ajută! Mă, ghițita asta. Și n-ai degorjor? Mulțumesc. N-ai mai folosit așa ceva? Stai să vin să te ajut. Stai că vin eu și te ajut. Nu, chiar nu știu. Ne avem de aia ce, patent, un fel de patent. Ah, nu, uite cu asta, cu ce ușor să faci. Ia, că n-am folosit niciodată. Trebuie să bagă firul, care o fantă aici. Ah, da. Se bagă firul pe ăsta, după care te duci așa și gata. Ce ușor. Și asta a fost tot. Nu. Mulțumesc, încă o dată. Pentru puțin. O plătică! O mică plăticuță! Ioi, baby! E mai mică ca palma. Da, uitați. E titică. O tras la cârlig, mai mare cârligul decât mura ei. Fugi tu, fate mare! Iarăși. Iarăși plătică. Oh, cărășel! Ah, un mic aras. Ce frumos! Ioi, dar nu deschizi gura pe seta aia. Dacă se poate să mi-o aduci. E rugura. Prostuzi, mă. Hai să vedem. Opa. Deci prima dată bagi firul pe fanta aia. Da, ok. Deschide gura, mă. Deschide gura, mă. Ha, mă.
Că nu îți, nu îți fac nimic, dar gata. Gata, ai văzut ce ușor se scoate. Frumos cărășel. Da. Da, se face mai mare la anul. Sigur că da. Hai, du-te. Mulțumesc. Hai, că acum am agățat. Și pare mai frumos. Oare ce îi? Da, frumos, frumos! Dacă să -ți iau ăsta... Nu, că nu, că fac așa. Mă duc aici și prind firul. Uite ce frumos da. E. Ăsta, da. Frumos ăsta. Să vină tot de ăștia. Arată-l puțin la cameră după aia. Uite, uitați. E cât și frumos e. Frumos, mărunaș. Hai, du-te că te așteaptă frate, tu. Hai, treci aici. Eu era să-l dau pe lângă. Sper să nu-l scapi, foarte frumos. Un mărunaș. Sau caras? Ce? Nu, no, oh, cărășel. Ah, oh, s-a dus. Bine că s-a dus că... Oricum îi dădeai drumul. Da. N-are de ce să-ți pară rău. Na, chiar tu. Da, ce tare o tras. Da, carasul trage mai tare. Și pune contre frumoase. A luat? Da, a tras. O luat. A dus? Nu, este. Un cărășel. Un mic cărășel. Un mic rășel. Zboară cărășele. Bă, încolo e apa. Unde vii, la mal? Unde vă? Gata. Dar ce încet pleacă, el n-are niciun stres. Nu. No. Uite-l. Unde? Uite-l la acolo. A, ha. Uite, da. Drăguț. E așa o platformă pe care se transportă mașini, materiale. Nu cred că l-am prins. Ori l-am prins și... Da, l-am prins, dar e mic. Acum lasă. Ce, e plătică? O plătică. Dar nu e tocmai mică. Nu e tocmai De fapt nu e plătică, e babușcă. Da, dar nu trăgea, nu... O, ce morunaș! Efectiv, am luat-o că vreau să-i mai pun nadă. Frumos, morunaș! Da. Vreau să schimb asta pe pelet, să o trec și pe asta pe viermuș, dar văd că vine morunaș mare la pelete. O mai las. Da, am văzut eu că a slăbit-o. Dar e atât de mică că... Nici forță n-are. Deci în loc să tragă, pur și simplu a slăbit. Carasul. Băi, dar tot de ăsta mic, mă. Partida asta e cea mai norocoasă.
Un cărășel, măcar mai mărișor, să prindem și noi. Bă, da, acum, de ce nu trage? Am învățat acolo. Mai face câte o pauză. Poate am învățat doar în colțul ăla, acolo. Nu cred, o veni mama. Sau s-au învățat că acolo e pericol și s-au mai mișcat? Da, nu știu. Vedem acum. Scoatem și verificăm. Sigur. Ori am pește. Da, am plumbul greu. Ia să vedem ce ai tu acolo. Mărunaș. Un mărunaș. Da, frumos mărunașul. Hai să-l dezgățăm. Frumos, frumos. Oh, dar cred că în timp ce te filmam pe tine mi-a tras și mie, că văd că filmul ăsta lăsat. Atârnă. Parcă e altcumva acum. Da? Pus altcumva. Este ceva. Este. Uda, pare frumos. O fi și frumos. Să-l vedem. Este? Este. Uite, da, că te filmam pe tine atras, că de-aia era slabă, leșinată. Probabil trăsătura o vom vedea pe cameră. Camera filma. Dublu drill. Ia uzi cum a chițăit. Ai auzit cum a făcut? Nu. Chiț. Ca un șoarece. Păi e acolo ceva. Na. O, s-a dus. S-a dus. Amă. Este? Îl ai? Nu știu, nu cred. Ori am ceva, dar e mic. Nu, n-am nimic. Te apăcări și pe tine. Da, frumos. Hai să te văd. Sper să nu scap ca celălalt. S-a dus. S-a dus. Mai slăbește puțin frâna. Dar nu că nu e aia problemă, că frâna mi-e slăbită, uite. Stai, uite. A, ba nu. Păi. Chiar deloc. Păi vezi. Na. Păi de-aia scat. Care e mai mărișor, îi rup gura. Ioi, dar nici nu m-am uitat. Păi vezi? Am înțeles. Da, cred. Hai că îmi trăsese și da, am un mic ajutor. Am un mic ajutor aici. Dar ce tare trăsese și eu un caras amărât. Da. E un băiat al unui vecin de zonă de pescuit și dacă a văzut că filmez pentru canal, a venit și el lângă mine ca să apară și el în clip. Un puștii. Acum m-a ajutat că mie întrăgea și a venit el și a scos. O că trage și la mine. Gata.
Bine, hai. Sănătate, sănătate, sănătate. Invers, mă. Stai că te arunc. Du-te așa. Mersi. Cu plăcere. Dar chiar mă așteptam să vezi ce pește a prins acum Adrian, că la cum trăgea. Și cum trage. Și cum ținea, dar el era înfășurat după fir și venea de-a latul. Și de-aia era mai greu. Da. Oprești? Cred că da. Morunaș. Da, uite cât am morunașul de mare. Uite-l, bă, vrea să stea pe scaun. Nu este elastic. Am și eu. Eu nu am. Eu am. Și este ceva mai frumușel. Sper să nu-l scap. Te ajut cu minciocul dacă e nevoie. Uite-l, uite-l, uite-l ce frumos e. Da, cu minciocul. Nu forța, nu forța. Gata! E al nostru. Pune așa, mai în spate un pic. Îi dau drumul la așa, așa, e bine, a, mulțumesc. Așa, deci. E al nostru. Haide, mă, e sau ceva? Haide, mă, trage. Hai că e acolo, dă-i. Dă-i, dă-i, dă-i. Așa, l-ai prins. Hai, Radeți, să mâncăm. Deci aveți grijă și de-a mea. Da, da, da. Nu te ducam eu grijă de-a ta. Nu. Morunaș! Hai! O mâncăm! Hai, hai, dă-i, bice! Mulțumesc! Lasă, poate să la tine! Adică ce-ți mai dau? A tu! Rare, ce mai mănânci? Te roagă, mami, mănâncă ceva, că tu ești slăbăciură. Peselină? Nu-ți place? La ăștia nu le dați nimic? Ce? Ai? Cred că da. Da, da, da. Un... Te ajut cu minciocul sau e mic? Nu, că e mic. Un cărășel. Am mai crescut un pic față de ceilalți? Da, ăsta e mai frumos. Poate vin de ea mai mare. Doamne! Frumos! Nu e el mare, dar nici mic nu-i. Nu-i ceilalți. Nu, ăsta e mai mare. Am pony cu întârziere, da? Da, vezi ceva. Ceva este? Nu, cred că s-a agățat și cu asta. A, da. A. Ba nu, este, dă-i! Nu, dă-i drumul la fir la aia. Că nu vine asta din cauza aia. Da, s-a... ea este și peștele, dar o trage și pe aia. Și-o las și pe asta. Las-o liberă pe aia, așa că pe urmă o scoatem și pe aia. Ce este? E o babușcă. O, da, pri.
prindeți-o. S-a dezgățat, dar a rămas pe mal. Îi dați drumul? Da. E micuță, nu-i mare. Hai, mă. Ce, ai obosit? O plecat? Mm. Acum a plecat, gata. S-a adus. Hai să vin să te ajut dacă e crap. Nu cred că e crap. O fi un cărășel. O, dar e mai frumos. Da, frumos ăsta. Ăsta cred că îl țin. Da. L-aș ține că e frumos. Ba, nu-i dau drumul. Îi dai drumul? Îi tija aia. Cum? De gorjor? Nu, îi dau drumul că e mic. Mulțumesc. De gorjor o să-ți dau. Nu țin, nu, îi dau drumul. De gorjor. Prea mic, să fie un pic mai mare, da, nu? Da, e mic, el normal, ca să-l poți reține, trebuie să aibă 20 de centimetri. Da, nu, nu, nu țin, e prea mic. Ia să vedem, ai pus cu noroc viermușii, să vedem, prin ceva cu viermușii cum i-ai pus tu? Ia să vedem. Să sperăm. Ia să sperăm că... Să sperăm că i-a pus. I-ai pus foarte bine tu. Opa, era să agăți. Mai merge un pic. Tija o rămâne la mine sau... Țină. Nu țin eu atunci. Nu. Cred că am luat pește până să o așez. Serios? Da. Aveți? Aveți? Nu. Da. Este! Opa. Babușcă sau ce? Plătică. Plătică. Ați văzut că am pus bine, viermi? I-ai pus perfect. Perfect i-ai pus. Și la ditrage. Perfect i-ai pus. N-ați apucat să-i dați drum la filmare? Că și tras. Nu, că filmam. A, filmați? Da. Nu oprisem camerele. Este unul bun? Nu, că sunt buni ăștia care sunt. Le-am recuperat. Nu-i mai pun viermuș acum. Deci am pus bine viermuș. Foarte bine i-ai pus. Foarte nici bine. N-am apucat să... Nici n-am apucat să o pun pe suport, ai văzut? Da. Ce bine ai pus viermi. Da. Am luat. Sper. N-am luat. Nu. Un morunaș. Pot sau vin să? Da, pot. Bravo. Ieri am prins 10 kg. Da? O prins, o prins. Uși, pare mare. Hai să-l ajut pe el. Da, da, da. Poți, poți? Crăpuștean ai prins. Bravo, dacă ai prins crăpuștean, ești cel mai șmecher. Ho-ho-ho, ia uite ce frumos este. Mamă, ce frumos este, cel mai mare morunaș pe ziua de astăzi. Mamă, dar bravo. Mamă, dar mare, dar gras. Bravo. Bravo. Te-a dat topor. Topor. Cred că trage și la... Bravo. Stai să o punem în suport. Stai că mă întorc acum.
dacă vrei și poți, du-te. S-a ciupit firul. Este? Este. Este și cred că e frumos. Trage-l aici, pe plajă. Morunaș. Morunaș. Bravo. Nu te du, nu te du. Hopa, 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 că jucăm fotbal. Dacă se duce, lasă-l să se ducă, asta e. Nu s-a dus, l-a prins. E bine. Bravo. Yay! Morunașu. Dublu drill? Dublu drill! Între ele agățate. Nu, al meu are. Și al meu are. Hai, mă, să facem triplu drill. Și al meu are. Ăștia-s frași gemeni. Și al meu e murdar. N-are nimic că este la curat. Gata, lasă-l jos, lasă-l jos. Lasă-mă aici jos. Gata. Ca să nu rupem vârful la lansetă. Stai așa. Și gura la pește. Așa, du-te cu lanseta și pune un suport acolo. Un plătică mică. Nu este chiar un caras frumos. Chiar e un caras frumos. Da. Da. Vrei să ți-l dau ție? Nu știu cum. Dacă vrei, ia-l. Bă, vezi că tu mi-l dai? Ți-l dau. Serios? Da. Adi, wow. Adi, mulțumim. Adi. Ți-l dau ție. Da, mă, dar nu-i trăsătură, mi-o lasă pentru că s-a așezat lung. Nu! Cine l-a prins? La ce undiță s-a prins? La undița asta. Nu, a cui este? Peștele e al lui Domn. Nu, l-am dat lui. Dacă eu l-am dat lui, e plăcerea mea să îl dau. N-aveți nadă. Uai, mulțumim. Ah. Dacă îl vezi, îi dau înapoi. Ei, da. Hai, mă, Adriane. Asta pe margine. Stai așa, ține-o tu pe asta ca să o arunc. Aia e aproape gata. Aia e gata de lansat. Aia e gata. Doar să-i pun un pelete. A, așa, ține-o pe asta așa. Să-i pun lui asta un pelete. Ia-o pe mine de fiul ăla. Asta e flexibilă. E foarte flexibilă. Da, da, e slab firul. Cum? Agață, nu merge cursiv. Se oprește. Nu se oprește. Chiar e bombă. Ai prins? Să-l las, să-l las. Vezi că trage. Dai, 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 dai. L-au prins! Ia zi, domn profesor, îl ai? Îl am. Îl am student. Și ăsta e chiar de mare. Aaaa! S-a dus! L-ai scăpat, domn profesor, gata? Dă să o pregătim, să o aruncăm la loc. Dar nu, are mare. Mai băgăm puțin. Trebuie elevul lansat. Te-ai grăbit, trebuia să lași mai încet, da. Că era mare. Da. Și la cei mari trebuie lăsat mai ușor ca să obosească. Ușor? Hai să facem triplu drill, că și mie îmi trage. Ce-i? Caraz, Moroșel? Ai prins?
Stai, domn. E mare, este? Nu, no, foarte mare. Nimă, alt caras. A, ăsta e pui. Mic. Ăsta e pui. Ăsta îi dăm drumul. Da, hai. Dăm la anseta să o lăsăm aici. Este. Este pește. Un cărășel mic. Să vină la mare. Gata, am terminat. Gata. Și vermușare. Bine. Nu cum mai mă uit, o arunc. Cum? Da? Păi n-ai zis că nu mai sunt. Uai, ce mare îi! Monstru! Monstru! Pop, peletele! Este? Este, dar s-a băgat în prag. Și a rămas peștele acolo. Cârligu? Nu, cârligul este, peștele a scăpat. Încă n-a dat în prag, el a scăpat. Te descurci sau ai nevoie de ajutor? Mă descurc. Numai să nu fie ceva mai mare și să-l văd doar acum la mal. Nu, no, e frumos, e bine. Nu vrei să vin cu minciul? Nu, că-l scot așa. Scot așa? Nu. Gata, ne-am prins. Și o prins Adi Homer. O prins Adi Homer. Să vedem ce balaur. Opa, 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 opa. Un mărunaș frumos. Mărunaș. S-o scot pe asta, că de când... Ba da. Ridică sus, ridică sus, sundița, că acolo e prag. Oare este peștele de aur? Nu este. Nu este nimic? Na. Iar am prins. Ai grijă să n-aluneci. Bravo! Este! Nu a venit cataramanul azi. Cum? Nu a venit cataramanul. Da, aoleu, dar acum vine. Eu nu pot să-l trag mai sus. Doamne? Mă puteți ajuta un pic repede? Că eu nu pot să trag ăsta. Din cauza că mi-e legat. Să... Hai să mă duc și eu să-l scot pe al meu. Hopas! Oare crăcanul mi-l ia? Nu.
Da, am scos tot și, și scaunul să-ți-l iei de acolo. Ia vine? Scaunul. Da, vin până acolo valurile. Ioi, pe înseamnă că și nada, tăte! Și juvelnicul, am scos tot. Stai, că mai vin, stai. Dacă te-a rămas periculos? Adică, în ce sens periculos? Da, pe știu. Pe știu, am băgat acolo. Ce fel? Cred. Am prins, am prins. A prins. Uai, ce, ce mare îi. Ce mare și frumos. Arată-l la cameră. Wow, da, mare plătică. Ioi. Este mai mare ca... Frumos. Și micul partener are o nouă captură. Nervoasă, nervoasă, foc. Ușor, ușor. Un morunaș. Gata. Morunașul. Nada preferată astăzi a fost viermușul. Am terminat viermușii, acum am pus niște viermuși artificial. Puțin mai devreme am avut o trăsătură pe viermuș artificial. L-am scăpat aici în apropierea malului. Opa. Dar de atunci văd că nu mai spune nimic. Apa s-a răcit și peleții n-au mai mers astăzi. Am, nu știu, am avut două sau trei capturi pe pelete, restul numai pe viermuși. Prieteni, uite că am ajuns și la finalul partidei de astăzi. O partidă frumoasă, cu capturi suficiente. Chiar a fost norocul să avem și un dubleu, eu și cu domn profesor. Ad hoc am avut și parteneri de pescuit pe cei doi care i-a cunoscut încă de la început. Ce să vă spun, dacă v-a plăcut, nu uitați un like, o abonare, o distribuire, astfel mă ajutați să dezvolt canalul. Aș mai vrea să vă fac câteva remarci vis-a-vis de echipamentul folosit. Cum v-am spus, am folosit aceste echipamente puse la dispoziție de magazinul 2 Pescari, combo de la Delfin, atât lansetele cât și mulinetele, găsiți link-uri în descriere și vă spun din toată inima, mulinetele și lansetele se comportă impecabil, așa cum ați văzut și în clipul anterior când am pescuit cu ele din barcă. Chiar dacă din barcă, ele fiind de 360, este mai dificil. Ei, acum singura chestie care nu m-a mulțumit a fost firul, care mi-a fost tot un fir Delfin. O să-l găsiți în descriere, acest fir nu m-a mulțumit, se încrețește, chiar îți îngreunează pescuitul. Cel puțin
nu m-a mulțumit pe mine. Eu știu, poate că alții sunt mulțumiți de acest film. Și în încheiere, dau cuvântul și la parteneri care vor să vă spună câteva cuvinte. A fost o partidă foarte frumoasă. Sper să ne mai întâlnim, să mai colaborăm împreună, să prindem în continuare tot așa de bine și să avem cât mai multe partide împreună, să ne putem bucura toți împreună de pescuit. Și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă că aveți de învățat. Și dați subscribe! I-am promis micului partener că dacă va veni în concediu cu părinții anul viitor, dar să vină mai în vară când nu se răcește apa, i-am promis că îl voi lua într-o partidă de pescuit la Clonc. Dacă se va nimeri, să te aducă părinții în concediu. Cei doi mici parteneri ad hoc, așa cum vă spuneam, acum ne-am cunoscut în această dimineață, nu sunt din zonă și prin urmare ei vin doar când ajung și părinții în concediu. Așa că până la partida viitoare nu rămâne decât le spunem la revedere, nu? La revedere! La revedere. La revedere.